Dragă familie îndoriată, dumneavoastră cele două văduve, dumneavoastră părinți, a întrebat pe Octavian Paler cum definește fericirea și a zis el, fericirea înseamnă ca eu să-mi îngrop părinții și copiii mei să mă îngroape pe mine. Viața să-și urmeze cursul ei, normal. Dar iată că sunt și unele lucruri care își schimbă cursul, așa zicem noi. Aș vrea să plec de la un principiu universal valabil. Dumnezeu nu greșește niciodată. Nu se înregistrează în istorie vreun eveniment, vreo plângere împotriva lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu ar fi greșit în una dintre deciziile majestății sale. Noi astăzi aici, oricât de ciudat ne s-ar părea, asistăm la un lucru real, normal. Moartea e reală. Oricât au încercat să o încercească, au venit prin balada populară Miorița și zice ciobănașul, dacă o vezi pe măicuța mergând pe câmp, să-i spui că m-am însurat cu o fată de crai, pe gură de rai, că la gura mea, la nunta mea a căzut o stea. Încerca prin alegoria aceasta moarte nuntă să îndulcească pe măicuța care venea pe câmp. Apoi a încercat Alexandrii prin poezia Joc și Joacă, a zis copilașii mei, știți, noi ne jucăm, într-o zi mă veți vedea, păi nu mă veți mai vedea. Încearcă să, prin alegoria moarte-joc, să îndulcească pe undeva realitatea tristă pe care noi o vedem, să fugă de realitate. Dar a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a folosit și majestatea sa, Hristos, o alegorie extraordinară. Și a zis așa, cine crede în mine, nu mai moare. Și a trecut din moarte la viață. Ștefan, după ce a fost împroșcat cu pietre, a adormit. Pentru noi, pentru Alin, mâine va merge într-un dormitor temporar. Ceea ce a rămas din el, proiecțiile umane, fizice ale lui, dar personalitatea lui eternă deja este în prezența lui Dumnezeu. N-a ajuns la răsplătire fără noi, dar este într-un loc al prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit. Știu că e îndrăzneață invitația, să ne detașăm puțin emoțional de eveniment pentru a putea înțelege voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă lăsăm circumstanțele să dicteze, dacă lăsăm împrejurările, vom ajunge la dramă și românii sunt consumatori de dramă. Vă spuneam, nu ne putem detașa într-un mod exhaustiv de noi înșine. Suntem reali, noi plângem, ne întristăm. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4:13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să vă întristați ca unii care n-au nădejde. Noi nu ne întristăm ca unii care n-au nădejde, ci noi ne întristăm ca unii care au nădejdea revederii cu Iisus Hristos în cer. Erau acolo niște confluențe. Pe de o parte era influența orientală care spunea, lasă că o fi cumva, o fi reîncarnare, ne reîncarnăm în vacă, în cel mai optimist mod, a fost într-o misiune pe termen scurt în India, speranța lor maximă despre eternitate este asta, să se reîncarneze în vacă. Și cea mai mare pedeapsă este să se reîncarneze în șobolani sau în șoareci. Și era influența asta pe de o parte. Pe de altă parte era influența romană care spunea să mâncăm și să ne distrăm, că mâine vom muri. Și nu mai contează ce este după. Pe de altă parte era influența grecească. Și în toate aceste lucruri, oamenii nu mai știau ce se întâmplă cu ei după ce mor. Și vine Sfântul Apostol Pavel și spune, fraților, nu plângeți. Lacrimile voastre trebuie să aibă urme de rațiune în ele. Haideți să înțelegem voia lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, și anume, nu vă întristați ca unii care n-au nădejde despre cei ce au adormit. Și acum explică toate lucrurile. Uitați-vă ce se întâmplă cu ei. Ei se duc într-un loc în sânul lui Avram și ca o onoare, ca un privilegiu pe care cei care au plecat înaintea noastră îl au. Ei, în momentul în care însuși Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu va suna și se va auzi strigarea, noi vom porni spre cer. Dar la un moment dat în drumul nostru spre cer avem un indicator, cedează trecerea.
Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, nu luăm înaintea lor. Asta este un privilegiu pe care Dumnezeu îl rezervă special pentru cei care au adormit în Hristos. Iar cei care vor fi răpiți vor merge după ei. Cert este că Alin va merge înaintea noastră, în împărăția lui Dumnezeu, în locul acesta minunat. Aș vrea să vedem cum evaluează Dumnezeu viața și moartea. Vreau să mă rezum la aceste gânduri și anume, cum evaluează Dumnezeu viața și moartea. Știți că există pe pământul acesta moarte ieftină. Uitați-vă ce spune Biblia, Ieremia 28, 18 și 19, despre un oarecare Ioachim, care a făcut foarte mult rău înaintea lui Dumnezeu. Și zice, nu-l vor boci zicându-i, vai Domnul meu, vai măria sa, ci va fi înmormântat ca un măgar. Oameni care mor ca niște măgari. Oameni care au trăit degeaba și mor degeaba. Niște CNP-uri, vorba lui Petre Țuțea, omul fără Dumnezeu, este un animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Oamenii ăștia mor degeaba. Viața lor și moartea lor este ieftină înaintea lui Dumnezeu. Sunt oamenii care au investit doar în pământul acesta, vorba lui Mihai Eminescu, scrisoarea întâi, și în lumea asta, mare, noi, copiii lumii mici, facem pe pământul nostru mușuroaiele frumici. Microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem învățați. Muști de o zi pe o lume mică de se măsură cu cotul. În acea nemărginire ne avântăm uitând cu totul cum că lumea e creată pe o clipă suspendată. Și îndărătui și înainte întuneric se arată. Asta vede omul de geniu. Asta vede eu liric. Întuneric neant îndărătui și înainte. Eu însă văd altceva citind Biblia. Înainte văd lumina, îl văd pe Dumnezeu, iar după văd iarăși împărăția luminii. Când soarele neprihănirii Iisus Hristos ne va lumina o veșnicie întreagă. Omul fără Dumnezeu nu poate să vadă decât întuneric. De aceea, iubită familie, există înaintea lui Dumnezeu și moarte scumpă, care cântărește mult. Psalmul 116 cu 15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Astăzi asistăm la o moarte foarte scumpă. Moartea mea, Alina. Dragă Ana, dumneavoastră, dragă Simona, de departe am urmărit cazul dumneavoastră, ne-am rugat aproape la fiecare slujbă pentru familiile dumneavoastră. Am sperat și la Alin. Am sperat în felul nostru, Dumnezeu a lucrat în felul domniei sale. Aș vrea să vă spun de ce este scumpă viața lui Alin și a dumneavoastră, dacă alegeți să trăiți cum trebuie, este scumpă pentru că are în ea chipul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Chipul lui Dumnezeu din om îi dă valoare omului. Viața noastră și viața și moartea lui Alin este scumpă. Și asta este un lucru onorabil, este scumpă, fiindcă a fost plătită scump. Știți de ce este scumpă viața lui? Și moartea lui, pentru că pentru el a murit Fiul lui Dumnezeu. L-a dat la moarte Domnul Iisus Hristos pe singurul lui Fiu. De aceea moartea celor neprihăniți este scumpă înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost plătită scump. Este scumpă pentru că pune capăt unei vieți înnoite de Hristos, de jertfa lui Iisus Hristos. De ce este scumpă moartea? Pentru că în momentul în care un om se întâlnește cu Iisus Hristos, viața lui se schimbă. Ne-a dat o haină nouă, o viață nouă, o inimă nouă, o identitate nouă. Și un om cu o viață nouă, când viața asta nouă se termină, moartea aia este scumpă. Uitați-vă câți oameni minunați, mă uitam peste dumneavoastră și obișnuiesc să citesc printre rânduri. Sunteți îndurerați cei mai mult dintre dumneavoastră și noi. Imaginați-vă cât de greu este să ne găsim cuvintele. Dar vreau să vă spun un lucru. Radiați, e o lumină pe fețele dumneavoastră. Dacă ați putea să vă vedeți, v-am făcut două poze. Aș vrea să înțelegeți. Este lumina chipului lui Iisus Hristos și a nădejdei, care și în valea umbrelor morții a promis că este lângă noi. Este lângă Ana, este lângă Simona, lângă copilașii aceștia, lângă părinți, este lângă noi. Știți de ce este scumpă? Moartea lui Alin este scumpă pentru că are în ea germenele eternității. Astăzi, noi mâine nu ne vom lua adio de la Alin, ci vă spune la revedere, frate Alin. În scurtă vreme ne vedem și noi. În curând.
În curând ne vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Noi nu-i spunem adio, noi spunem la revedere. De ce? Pentru că în esența ei, viața lui Alin a avut germenile acestea al eternității prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am un gând pentru dumneavoastră, părinți. În curând vă veți întâlni cu El. Ați crescut un copil bun, i-ați insuflat valori sfinte, s-a căsătorit, a lăsat în urmă niște copii, bucurați-vă. Este la Iisus Hristos. Nu asta ați zis oare la binecuvântare, Doamne? Orice, dar nu vreau mântuit. E mântuit. Sunt mântuiți. Bucurați-vă de lucrul acesta. Am un gând pentru dumneavoastră, cele care sunteți vădume, tinere vădume. Dumnezeu din cer, de astăzi înainte, în capul listei priorităților lui Dumnezeu, sunteți dumneavoastră, Ana și Simona. Și Dumnezeu din cer este apărătorul văduvelor și a orfanului, ajutorilor. M-am tot gândit, cum este Dumnezeu apărătorul văduvei și al orfanului? Prin buzunarele dumneavoastră, prin dărnicia noastră, prin afecțiunea noastră emoțională, prin asigurarea prețuirii, prin vizitare, prin grija pe care noi o purtăm. Am un gând pentru dumneavoastră, biserică. Vegheați, că nu știți clipa nici ceasul în care vine Domnul sau în care vom merge noi la El. În urmă cu 3 ani de zile, e minunea lui Dumnezeu care a rămas în viață. M-am răsturnat cu mașina de 3 ori peste cap între Buzău și Râmnicu Sărat. M-am dus 96 de metri după măsurătorile poliției pe plafon și cu roțile sus. Când au venit poliția acolo și au întrebat pe cei de la descarcerări câte mortăciuni au fost aici, la cum arată mașina, domnule, zice, n-a fost nicio mortăciune. A ieșit un om de 2 metri pe gemulețul acesta, pe picioarele lui de plin conștient, pentru că atunci când Dumnezeu a zis viață, probabil că mai are un pic de lucru cu mine, un pic, și apoi mă ia la sine, abia aștept ziua aceea. Am un gând și pentru dumneavoastră săteni și colegi care ați venit, probabil să asistați la privegiu. Îndemnul meu pentru dumneavoastră este acesta. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Lăsați jertfa lui Iisus Hristos să transforme viața dumneavoastră. De ce? Că vine judecata. Vine judecata lui Dumnezeu. De aceea, despre Alin pot să spun un singur, câteva lucruri, doar le punctez. El este deja în locul pe care noi îl sperăm. El și-a sfârșit deja cu bine alergarea. Noi mai avem de luptat. El va merge înaintea noastră în cer. Pe Alin nu mai doare nimic. Absolut nimic. El nu mai are nicio durere. S-a terminat cu durerile. Avem șanse mari să ne vedem cu El. Asta e o mare bucurie. Și El să se vadă cu noi. Dacă dumneavoastră copii și dumneavoastră cunoscuți îi slujiți Dumnezeului care a slujit Alin, va desfi în siguranță și vă las gândul acesta. Unul dintre numele Domnului Iisus Hristos este acesta, Mângâietorul. Cum știe Duhul Sfânt să mângâie, nu știe nimeni niciodată. Permiteți-mi să închei cu o scurtă poezie. Un fragment dintr-o poezie că e timpul înaintat. Rămâne un pic expunerea întreruptă. Ne referim la anul muritor. Ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit domnitor și vi-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care a avut un titlu și un renume de care a auzit întreaga lume. Lui Alexandru Macedon veșmintele și hainele în muzeu de s-ar găsi, ce mulți le-ar admira și le-ar privi. Cu antrenamentul lui și cu avântul a cucerit aproape întreg pământul, dar moartea n-a putut-o birui. N-a rezistat, așa cum îl descriu poeții, ea l-a învins în floarea tinereții. L-au plâns cu șalea lui de veteran la vârsta de 33 de ani. După statistica de jos, nu cea de sus, echivalent cu vârsta lui Iisus. Un împărat atât de legendar ajunge să-l omoare în țânțar. După ce a cărâmat atâtea ziduri, fortificări și forțe militare, s-a îmbolnăvit și a murit de frig, mai înainte de a se întoarce în țară. Și ce vrea să ne spun acest cuvânt, iată ce e omul pe pământ, în fața providenței, o nimică. Indiferent de rang sau de putere, e ca un abur care se ridică și deodată nu mai vezi că pierde. Arena mondială a fost surprinsă în fața acestui geniu grandios, puterea morții însă l-a pus jos. Dar moartea e distrusă și învinsă de un rege mai slăvit, Iisus Hristos. Să ascultăm de Sfântului decret.
Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, El a deschis un nou așezământ în lumea asta deteriorată și prin decizia Sfântului Cuvânt să ne desprindem de acest pământ, să lovădim cu El prin legământ pentru o viață în cer eternizată, în paradis, în țara cea de glorie, în locul cel de Domnul pregătit, care ne depășește în memorie. Acolo vor intra biruitorii, acei care au luptat și au biruit. Noi n-am adus nimic în lumea asta. Și nici nu vom lua nimic din ea. Dacă avem cu ce ne îmbrăca și dacă avem oricum și ce mânca, atâtea griji să nu ne mai consume. Că Dumnezeu nu face cu noi glume. Credința în El ne va asigura. Și nu vom pierde niciun fir de păr de ne bazăm pe marele adevăr. Aici mai avem o sesizare. Să nu ne avântăm așa de tare în cele pământești și trecătoare. Că toți cei ce vor să se îmbogățească și stăruie în firea pământească, ea nu-i va lăsa să propășească, le va deschide drumul spre pierzare. De Alexandru Macedon se spune, când a ajuns la margini de mormânt, a spus la sfetnici un cuvânt și a vorbit cu multă înțelepciune, așa cum cronicile îl descriu. Atunci, când mă veți pune în sicriu, mâinile goale să-mi rămân afară, ca tot cortegiul ce mă înconjoară să vadă renumitul împărat, deși întreaga lume a câștigat din ea, nici o fărâmă n-a luat, cu pumnii goi în groapă mă covoară. Din toată experiența lumii întregi ce o confirmă împărat și regi, e cazul să înțeleg și să înțelegi că viața pe pământ ți se termină. Indiferent de rang sau de putere, indiferent de unde te găsești, că ești la New York, la Gheorog, la Ususău, Lipova sau București, dar cei mai important și de folos ca viața ta să fie asigurată în Iisus Hristos. Amin.